Proiectul își propune să creeze prima rută turistică transfrontalieră din zona Carpaților, axată pe monumente UNESCO și situri naturale Natura 2000, dar și să realizeze o serie de materiale digitale și tipărite destinate promovării acesteia în rândul agențiilor de turism și turiștilor. Această rută va fi interconectată cu rețeaua de atracții turistice naturale și de agrement din zonă și cu rețeaua de servicii turistice, transport, cazare, masă, etc. Ruta se va întinde pe 4 țări: România, Slovacia, Ungaria, Ucraina. Astăzi este zi de sărbătoare, sunt sânzienele, le sărbătorim pe năstrușnicele sânziene, așa cum facem din 2012, cu o mică pauză. Vreau doar să vă atrag atenția asupra expoziției noastre. Este o horă din Bucovina, o nuntă. Veți putea observa și să vă bucurați de cămășile Asociației Ia Bucovina. E o horă de nuntă, o să vedeți cămașa miresei și cămășile vorniceilor. Sunt 11 cămăși, este un număr fatidic, cel al sânzienelor. Acest eveniment este gratuit de data aceasta, de obicei era cu donație pentru producătorii locali și pentru gospodinele care ne ajută cu alimente și cu bunătăți, dar de această dată avem parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie din Suceava. Am spus că trebuie să profităm de acest moment cu mai multe semnificații. Așa cum ai spus și tu, Magda, avem această frumoasă expoziție de ii. Vrem să îmbinăm elementul tradițional, pentru că ia reprezintă una din principalele componente ale costumului național și de altfel este foarte reprezentativ, nu numai pentru noi din această zonă, ci pentru întreg românismul. Profităm de sânziene pentru că astăzi sunt sânzienele și facem aceste frumoase coronițe. Și profităm de aerul curat și punem în valoare însăși pădurea Pătrăuț. Noi profităm de frumoasa pădure din Pătrăuț pentru a avea o după-amiază în aer curat și cu aceste elemente tradiționale, inclusiv cu gustări tradiționale, de ce nu și cu socata locală. Meritul este al Asociației Ia Bucovina, care deține aceste cămăși deosebite și ne-am gândit să le expunem în aer liber, sub formă de hora sânzienelor, chiar dacă vom găsi și cămășile bărbătești, ca un omagiu sigur adus cămășii bucovinene, nu doar cămășii cu altiță, cămășii în general. Sigur că noi ne bucurăm să colaborăm cu această asociație. Recunosc pe Magda, am numit-o la un moment dat sufletul cămășuții bucovinene, tocmai pentru pasiunea ei de a colecționa aceste obiecte deosebite. Este foarte frumos și bănuiesc că cei care sunt aici sunt iubitori ai portului tradițional, a mâncărurilor specifice, a mâncărurilor bucovinene și sper să aibă o zi frumoasă și mă bucur că majoritatea au venit îmbrăcați în cămășile lucrate de bunici, de străbunici, moștenite. Produsele degustate au provenit de la micii producători locali, în parteneriat cu un antreprenor care îi promovează printr-un proiect care se dorește a fi veriga sănătoasă ce leagă producătorii locali din județul Suceava de consumatori. Noi am venit cu materia primă, deci ce a stat în spatele? Gospodinele ne-au ajutat ca să o punem în valoare, așa că de la mici fermieri, lactatele au venit de la o fermă din Pătrăuț, ce ține de legume de la o fermă din Hânțești. Toate au fost adunate și pe cât s-a putut s-au folosit doar ingrediente locale. Ideea li s-a părut grozavă celor care au ajuns sâmbătă într-un loc minunat, departe de agitația din oraș, mai ales că ieșirea a avut mai multe semnificații. Sărbătorirea ei, degustare de delicioase preparate gătite de gospodine din localitate, promovarea unei atracții țintă pe ruta turistică amintită, socializare. Mi se pare foarte drăguț pentru că avem această atmosferă ferică, fiind efectiv în mijlocul pădurii, putem efectiv să ne reconectăm cu natura și în special oamenii care sunt aici
putem crea o legătură, să vorbim și este chiar foarte drăguț. Au plăcut ele. Ne plac foarte mult, mai ales că avem un fel de expoziție pe care o putem vedea și mai mult decât atât putem vedea cum era spațiul autohton din România înainte, să zicem, generației noastre și în special Hora din sat, care este atât de specială pentru majoritatea oamenilor. Ce notă le dați gospodinelor din Pătrăuți pentru preparatele aduse aici azi? Deci vreau să vă zic că sarmalele, excepționale, pentru că nu numai faptul că mâncarea a fost bună, ne face cumva această mâncare să ne gândim la rădăcinile noastre, în special sarmalele făcute de doamnele acelea. Mi-am amintit efectiv de gustul sarmalelor pe care le făcea bunica când eram la țară și asta este efectiv extraordinar. O idee extraordinară și mi-am regăsit foarte mulți prieteni și o inițiativă deosebită. Ceea ce arată și spiritul comunității din Suceava și implicit Bucovina. Și mă bucur că prin astfel de lucruri apucăm să ne vedem și cu prietenii care poate nu ne-am văzut de atâția ani. Sau poate nu apucăm să ne întâlnim mai des decât ne-am dorit noi. Socializare, sărbătorim ea, sărbătorim gospodinele care au gătit atâtea lucruri faine. Ce v-a plăcut cel mai mult? Absolut totul, n-aș vrea să fac o diferențiere. Cum vă simțiți la brunch? Fenomenal! Ce v-a plăcut cel mai mult? Atmosfera, energia oamenilor și sunt zienele. Iile, bucatele făcute de gospodine locale? Și bucatele, dar în special iile. Iile sunt superbe.